Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Ei bine, este un weekend așa cu întuneric, este un weekend și cu lumină. Este un weekend cu soare și lună. Uh, discutăm despre niște zile destul de interesante. Sâmbătă totul se mai întunecă așa în jurul nostru, în sensul că nu vom vedea lucrurile foarte clare. Este o zi în care pot apărea secrete care ies la iveală. Este o zi în care se spun lucruri, dar totul este confuz. Ziua de sâmbătă vine și cu tensiuni și din punct de vedere astrologic, luna cuadratură la nodurile lunare, Lilith și ea pe acolo, Lilith opoziție lună, se formează așa pe cer un pătrat și o cruce în mijloc, deci uh, e un semn că există foarte mare risc spre conflicte în ziua de sâmbătă. Da? În mod special discutăm despre femei, Na, Lilith și cu luna, ce să facem? Asta e viața. Însă, ce am putea să facem? Păi am putea să ne ascultăm intuiția, să nu tratăm lucrurile superficial, pentru că știți și voi foarte bine, atunci când este noapte, este lună, să spunem că e lună plină, da? Acum nu e lună plină, da? Ca și exemplu. Fizic vorbind, lucrurile nu se văd foarte clar. Vedem doar niște umbre, parcă ar fi un televizor, parcă ar fi un copac, ei, dar simțurile noastre sunt foarte dezvoltate, da? Cam așa și în ziua de sâmbătă. Ni se cere foarte mult să ne ascultăm intuiția. Energia generală vine tot cu eremitul. Suntem în lună de eremit. Energia generală este eremitul și asta este soluția. Să dăm un pas în spate atunci când nu suntem siguri de o situație, atunci când doar bănuim așa că un lucru ar putea să fie roșu sau albastru și să dăm un pas în spate, să stăm puțin noi cu noi și, mai mult decât atât, este foarte important să ascultăm sfatul persoanelor cu experiență mai mare decât noi în situația respectivă, cu experiență mai mare în relații, cu experiență mai mare pe domeniul respectiv de activitate și așa mai departe. Deci, ziua de sâmbătă, din punctul meu de vedere, este puțin ciudată, este adevărat. Bine, acum. Ziua de sâmbătă vine și cu adevărul care este la iveală, și curajul de a spune un adevăr, însă este foarte important să nu luăm lucrurile la modul personal, să ne detașăm puțin, să poate chiar să plecăm puțin capul, în sensul că ni se cere să acționăm matur, da? După cum se observă, eremitul este o energie foarte matură, este o energie experimentată, da? Apoi, ziua de duminică, hai că lucrurile se mai calmează da? și pe cer și în mare parte, ziua de duminică vine cu arcana majoră, soarele, deci duminică lucrurile se mai clarifică, se mai luminează, soarele vorbește despre succes, despre bucurie, petreceri în familie, întâlniri, întâlniri banale, de weekend, soarele vine cu armonie, cu fericire și uite că energia generală este roata destinului de această dată. Da. De această dată este roata destinului, poate să vină și magicianul, dar în mod special discutăm despre foarte mult noroc care apare în ziua de duminică. Mai mult decât atât, uite, imediat după 12 noaptea, soarele se mută în semnul peștilor și ni se oferă multă intuiție, ni se oferă foarte multă bucurie. În general, să spun așa, soarele intră chiar seara în semnul peștilor, peștii care chiar sunt cu somnul, da? Mă rog, reprezintă. Pe de altă parte, să spun așa, lucrurile se, se, pot, se pot clarifica chiar seara de sâmbătă spre duminică este mult mai bună, mult mai liniștită. Dar, repet, ziua de duminică vine cu noroc, vine cu bucurie și chiar soarele din astrologie este cel care guvernează ziua de duminică și după cum vedeți îl și avem aici, el își schimbă și semnul zodiacal, deci mai mult de atât ce am putea să facem. Hai să mai vorbim despre un lucru frumos. Uite, duminică se produce un sextil între Venus din Pești și Pluton din Capricorn. Păi, lucruri foarte benefice, vești foarte bune pentru toți. E cu noroc, e cu bucurie, e cu abundență. Se mai clarifică din lucruri. Bineînțeles că ziua de sâmbătă e nevoie să fie așa. Da? Eu nu spun acum că nu se pot întâmpla lucruri în general în lume, dar e vorba despre noi că nu avem informațiile necesare. Luna, să știți că mai înseamnă și minciuni, înseamnă și lucruri ascunse. Alegeri, dar, așa cum spuneam, intuiția ne ajută, experiența și poate să fie, știu eu, și o zi în care plutește așa o energie în aer, dar nu ne neapărat nevoie să se și întâmple ceva. Da? Bun. Cred că atât în mare parte. Vreau să vorbesc mai mult pentru fiecare zodie, așa că te invit cu drag să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție, iar dacă ești curios să vezi ce îți aduce luna nouă care se petrece în ziua de luni, pe 20, te invit cu drag la previziunile pentru următoarea săptămână. Este o lună nouă mai specială din punctul meu de vedere. Așa că am discutat deja acolo, ai toate filmările, ți-am lăsat playlistul mai jos după capitole, dar și în primul comentariu. Și dacă ești mult mai curios ce se întâmplă în luna martie, pentru că este o lună cu schimbări majore, roata destinului va fi energia generală. Și se întâmplă și multe din punct de vedere astrologic, te invit cu drag și acolo să vezi ce anume ți, ți se pregătește, da, că rămân și fără cuvinte. Hai să începem. Zodia Berbec. Păi, dragi Berbeci este un weekend cu foarte multă socializare pentru voi. În schimb, apar niște conflicte. Conflictele vin din toate direcțiile, da? Conflicte legate de bani, valoarea ta, conflicte legate de copii, da? Acolo sunt niște neînțelegeri. Să spun așa că sâmbătă nu prea te simți un largul tău, mai ales dacă trebuie să mergi într-un grup de oameni, mai ales dacă este vorba despre. Avea un eveniment, dar mai mult decât atât uite e un moment bun pentru tine, pentru că jupiter din zodia ta face acel sextil cu. Cu mercur din vărsător și astfel uite dacă ai curajul să exprimi totul și să spui adevărul, să spui uite eu asta cred asta consider iar vine și cu adevăr pe de altă parte, deci dacă ai curajul să spui adevărul, oricând și oricum acum e momentul tău, indiferent de situație. Și uite, tot acest weekend te găsește concentrat mult mai mult pe meditație, pe liniște, în special în seara de sâmbătă spre duminică. Și uite, dacă vrei să te odihnești bine, să-ți să -ți încarci bateriile, poți să te pui sâmbătă seara mai repede de la somn și o să vezi că duminică te trezești mult mai liniștit, mult mai împlinit. Oricum, intri într-o perioadă în care nu prea vei mai avea tu atât de multă energie și ce mai avem aici. Uh, Uite, este un moment bun ziua de duminică să porți o conversație cu o femeie importantă din viața ta. Sau să ți asculți puțin intuiția atunci când vine vorba de reputația ta, atunci când vine vorba de cine ești tu prin lume. La baza pachetului 3 de bâte, 3 de spade. Se pare că aici apare un drum în urma căruia, să spun, ai o mică mare dezamăgire. Uite, e o petrecere, e o întâlnire. E ceva aici ce ție nu îți place. Apoi avem 5 de spade. 5 de spade vorbește despre un compromis, dar și despre o persoană care își urmărește propriul său interes într-o anumită situație. Ultima carte este spânzuratul, o legătură cu Zodia Pești. Ție ți se cere să ierți în, în aceste zile, ți se cere să vezi o altă perspectivă asupra lucrurilor și să nu insiști acolo unde apare blocajul pentru că ești ferit de ceva anume. Ți se cere să te întrebi de ce nu funcționează lucrurile, ți se cere să acționezi cumva și diferit, chiar dacă este un weekend în care vei fi puțin criticat așa pentru ideile tale, dar tu menține-le menține acolo că... Este ok. Zodia Taur, dragii mei Tauri, un weekend în care sunteți în centrul atenției, dar atenție puțin în ziua de sâmbătă, pentru că acolo apar conflicte pe relații cu toată lumea, familie, ă, 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 relații cu ceilalți în general vorbind. Adică sfatul este să nu iei lucrurile la modul personal și indiferent ce nu știu ce vorbe ți se spun, indiferent ce ți se transmite din exterior, fie că sunt prieteni, fie că sunt membri din familie, lasă-i așa, nu-i băga în seamă, tu vezi de tale. E, uite că ești foarte bine susținut pe neașteptate, pentru că primești niște vești sau... Uh, ai de gând să comunici ceva cu cineva, e ca și cum îți clarifici mintea în acest weekend uh, printr-o intervenție divină. Vezi că poți să meditezi, poți să te concentrezi pe, pe zona aceasta spirituală. Și uite, tot în acest weekend poți să întâlnești o persoană care să te ajute extraordinar de mult pe. Ascensiunea, dar pe cariera ta prietenii îți sunt alături și bineînțeles că tot în acest weekend uite, ești foarte bine susținut pe a-ți exprima să spun așa. Principiile de viață spre a spune ceea ce gândești și nu m-ar mira ca unii tauri să aveți așa momente de clar viziune sau uh, să aveți momente în care să vă luminați puțin mintea, să vă dați seama cam ce vă doriți voi. Și bineînțeles că o femeie ți-ar putea oferi niște sfaturi extraordinar de pozitive în acest weekend. Hai să vedem dragi tauri. Regele de monede, de valetul de cupe, este un weekend în care ești foarte sigur pe tine și văd aici tot felul de cuvinte pe care le primești. Poate să fie și un weekend în care experimentezi niște emoții noi, iar regina de spade vine și îți spune despre o legătură cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, sau este un weekend în care ai foarte mare legătură cu niște persoane mai reci, mai detașate, iar ultima carte este Regina de Cupe. Regina de Cupe care vorbește și ea despre o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion, pești. Ei bine, vezi că pentru tine este un weekend în care mergi într-o adunare de oameni sau intri în contact cu foarte multe persoane, ai oameni care te susțin, care îți sunt alături și uite, poți să-ți clarifici ceva în acest weekend ceva și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere rațional. În sfârșit poți să-ți stabilizezi o situație și să-ți depășești această teamă pe care tu o ai într-un anumit context sau într-un anumit domeniu. Zodia Gemeni. Pentru tine este un weekend foarte bun pe studiu, un weekend foarte bun să faci niște călătorii îndepărtate, să intri în contact cu persoane care au niște Informații așa la un nivel mai înalt, fie că sunt spirituale, fie că sunt persoane care au niște roluri importante în societate. Dar, uh, uite, pentru tine este un weekend în care ar fi foarte bine să fii atent la ce comunici, pentru că există foarte mare risc de conflict, de ceartă. Pe de altă parte, există foarte mare risc pentru tine de să spun așa, de a avea probleme legate de drumuri și atenție puțin în acest weekend pe sănătate, da, atenție pe sănătate. Uh, Încearcă să te deschizi și în fața unor noi abordări. Uite, acum, na, dacă reușești să te pui la punct, să-ți faci un program, să respecti ceea ce ai de făcut, e ok. Și, uite, tot în acest weekend ești foarte bine susținut pe ați exprima părerea în cadrul unui grup de oameni, pe a spune ce gândești, a spune ce dorești tu și ai foarte multă susținere pe de altă parte. Uh, indiferent ce se întâmplă, lasă orgoliu deoparte, lasă chestiile astea deoparte și Încearcă să te bucuri, încearcă să abordezi lucrurile într-un mod cât se poate de matur, pentru că tu vei ieși bine din povestea asta. Soarele urcă pe cer pentru tine pe casa 10, deci foarte multă susținere în acest weekend și vizibilitate publică pe care tu o ai și ca să-ți mai dau o veste bună e o femeie acolo care te ajută foarte mult și care îți oferă multă putere, dar uh, pentru alți gemeni discutăm și despre faptul că Reușiți să vă găsiți valoare, reușiți să vă găsiți voi acolo rolul, chiar și activitățile banale pe care le ai de făcut, vezi că și acolo apar conflicte, dar există soluții. Pentru tine nu o să fie un weekend chiar atât de negativ, da? mai rău e pentru zodiile fixe. Șapte de bâte, șapte de spade. Păi, dragi gemeni, uitați aici, voi sunteți singuri împotriva lumii, dar șapte de spade vorbește despre o neplăcere. Acum, văd o decizie importantă pe care ai luat-o într-o situație în care te-ai simțit încolțit sau într-o situație în care ți s-a creat neplăcere. Cavalerul de spade vine cu evenimente neașteptate, vine cu discuții foarte, foarte rapide, vine cu certuri sau poate să vină cu surprize. Dar, așa cum spuneam, ești bine din situația asta. Uite, nouă de cupe vorbește despre bucurie, mulțumire, împlinire pentru sufletul tău în acest weekend și așa cum am spus, până la urmă să știi că ți se dă dreptate, dar important e să nu insiști. Zodia Rac. Dragii mei raci, pentru voi, vedeți că ziua de sâmbătă este puțin ciudată atunci când vine vorba de axa valorilor. Acolo ceva nu vă place, ori nu vă ajung banii să vă cumpărați ceva, ori pur și simplu vă simțiți puțin defavorizați într-o situație, mai ales în ceva legat de un grup de oameni, zona copiilor, planuri de viitor, vă simțiți puțin așa fără noroc, da? însă lucrurile se rezolvă. Uite, ești foarte bine susținut și tu pe a da un ultimatum sau pe a-ți exprima părerea sincer în fața celorlalți, mai ales în cadrul unor activități, fie cotidiene, din viața de zi cu zi, fie activități importante, deci ești foarte bine susținut, te afirmi, toată lumea te aplaude și uite, ai și o susținere așa, dar mai ascunsă din partea unui șef sau din partea unei persoane importante din viața ta. Mai mult decât atât, uite, este un weekend în care lucrurile se mai clarifică pentru că începând cu ziua de duminică soarele urcă și pentru tine pe cer și se mută pe casa nouă, deci ai intuiție, ai flair, ești foarte bine susținut și mai mult decât atât, uite, duminică lucrurile sunt foarte bune pentru tine în relația cu femeile sau este un weekend foarte bun pentru tine în relația cu ceilalți. Dacă ești un rac și lucrezi, vezi că ziua de duminică este extraordinar de bună pe așa ceva. Chiar dacă, să spun, ești în pauză, vezi că îți poți găsi niște clienți foarte buni și dacă ești un rac singur, fii atent prin jurul tău, pentru că sunt foarte mari șanse să apară cineva. Valetul de cupe și judecata, foarte frumos. O legătură cu un copil foarte puternică o văd în acest weekend, dar și multe emoții pe care le ai. Judecata vine cu energie de eliberare, de autenticitate. Apoi avem doi de monede. Hopa! se pare că nu prea știi tu atât de bine cum să împarți lucrurile sau este un weekend în care este nevoie să mai stai și la muncă, e nevoie să te ocupi și de casă. Deci cumva ești prins între două extremități, iar 10 de bâte vorbește despre o perioadă puțin aglomerată. Apar multe lucruri de făcut și uite, sfatul aici este să cere ajutorul celorlalți sau să te organizezi mai bine. Vezi că unele chestii nu prea ți aparțin ție. Zodia leu. Dragii mei lei pentru voi este un weekend în care relațiile cu ceilalți sunt extraordinar de importante, socializați foarte mult, toată lumea vă sună, însă și pentru voi este un weekend tensionat, voi taurii, scorpionii și vărsătorii. Da, ce să facem acum pentru noi e mai tensionat și eu am marcaș fix, deci suntem suntem frați, da. Păi, dragi lei, atenție pe relația cu ceilalți, atenție în relația cu rudele, relația cu șefii, cu autoritățile, nu știu, acolo e un conflict, e ceva acolo ce se petrece. Um. Asta mai mult în ziua de sâmbătă, însă uite, lucrurile se pot rezolva și cum anume, prin a aborda lucrurile cu etică, cu morală, cu principii, prin a aborda lucrurile la un nivel mai superior, adică cu alte cuvinte, nu te mai coboră la nivelul tuturor, adică încearcă să înțelegi care este prestanța ta, care este viața ta, nu te mai lăsa așa, să spun, provocat de fiecare chestie așa mică, conștientizează-ți valoarea și dă dovadă de de putere, de dovadă de o atitudine mai specială, așa cum am spus. Și tot în acest weekend, începând cu ziua de duminică, vei vedea că ți se aglomerează așa agenda și până prin martie o să fie o perioadă puțin mai aglomerată pentru tine, în care vei vedea lucrurile mult mai profund, mult mai intens, dar nu este neapărat ceva negativ, pentru că se deschide o perioadă în care poți să faci niște schimbări la tine, în mod special, deci e despre tine și mai mult decât atât, uite, este un weekend în care, Uh, ești foarte bine susținut în niște activități pe care le faci de către o femeie, da, mai mult decât atât, este un weekend în care încep să te simți mai bine, dar vezi că povestea asta vine la pachet și cu niște uh, renunțări, adică cu un stil de viață ceva mai sănătos. Asta e, e de bine, dragi hai să vedem în continuare la baza pachetului justiția și șapte de spade o legătură cu Zodia Balanță. Este un weekend în care ceva nu-ți convine în legătură cu o decizie, dar văd aici și faptul că uh, e posibil să primești o veste care să nu-ți placă legată de niște acte. Apoi avem 9 de monede niște bani pe care îi primești în acest weekend. Și 9 de monede reprezintă bucurie, reprezintă stabilitate. După lungi eforturi, în sfârșit rezolvi ceva anume. Regina de bâte este cartea ta și este clar că speranța este acolo sus. Este clar că este un weekend în care tu ai foarte mare încredere în tine. Și uh, o energie pozitivă, o abordare pozitivă a lucrurilor, așa cum ți-am spus. Te-ar putea ajuta mult mai mult decât îți imaginezi. Zodia fecioară, dragi fecioare, este un weekend în care munca și sănătatea sunt foarte importante pentru voi. Acum când mă refer la muncă, pot fi și activități din viața de zi cu zi, nu știu, ștergi praful, ai treburi de făcut, mergi la magazin, adică nu vă imaginați că toată lumea de acum trebuie să lucreze în weekend. Păi, dragi fecioare, pentru voi e un moment în care sunteți puțin treziți așa la realitate. Da? Mai ales, repet, pe tot ce ține de sănătate. Acolo ar fi bine să fiți puțin atenți, pentru că ceva nu e în regulă. Ori munciți prea mult, ori nu aveți suficientă grijă de voi, ori vă panicați de la toate chestiile posibile. Încercați să lăsați lucrurile să curgă și atenție puțin în weekend pe drumuri, atenție pe, uh, pe multe lucruri din viața voastră. Deci axa comunicării, axa drumurilor, axa sănătății, atenție pe așa ceva. Și uite, partea bună pentru tine este că dacă ai o problemă de sănătate, în weekendul ăsta îți dai seama la ce ar trebui să renunți și vezi că în, poți să începi acum cu renunțatul. Nu știu, e nevoie să dormi mai mult, e nevoie să mănânci la o anumită oră, e nevoie să te îmbraci mai bine. Pentru unii sunt chestii banale, pentru alții sunt chestii serioase. Ei, din acest weekend poți te apuși de treabă, pentru că vei fi foarte bine susținut și vei reuși să renunți la niște, la niște lucruri și uite că primești o veste bună legătură cu o persoană din familie care își rezolvă niște probleme și normal te bucuri. Mai mult decât atât, tot acest weekend, uite, te găsește foarte bine susținut pe relații, asocieri, contracte, parteneriate, clienți și este un weekend bun să te vezi cu persoana iubită, să stați de vorbă și văd și niște vești bune pe care le primești din partea unui copil sau pur și simplu te simți norocos în cadrul unor relații în care tu te afli și asta este absolut fantastic. Deci chiar un moment bun pentru tine acest weekend, dar repet, ești cu tensiuni tensiuni e pentru, mă rog, cu tensiuni e pentru toată lumea. Da. Hai să vedem. 8 de spade și marele preot. Ok, o legătură cu un taur. Păi, dragi fecioare, se pare că sunteți foarte bine susținuți, sunteți foarte protejați în acest weekend și reușiți să ieșiți dintr-un blocaj. Da, blocajul ține de o problemă financiară, o problemă de sănătate. Păi, marele preot vine cu niște soluții practice, da? lui îi place partea practică, nu e ca marea preoteasă cu teoria, el e cu practica. Păi cam e cazul să puneți în practică și sfatul unei persoane pe care o respectați foarte mult v-ar putea ajuta. 6 de monede vine pentru tine cu niște bani pe care îi primești, niște cumpărături pe care le faci sau e cazul să mă echilibrezi puțin alimentația, ă, nu știu, lichidele pe care le bei, să nu... Nu știu, nici prea multă apă nu-i bună, dar nici puțină. Adică Încearcă să echilibrezi puțin lucrurile și în acest weekend să știi că reușești să te împarți într-un mod favorabil între două persoane sau între două activități pe care le ai de făcut și regele de spate vorbește despre o legătură cu o zodie de aer gemeni balanță vărsător, dar uite că este și un weekend în care îți faci niște strategii extraordinar de bune și atenție puțin pe zona persoanelor cu uniformă. Vezi că pe acolo e ceva simbolic ce ți se arată și cam ar trebui să să ți cont. Zodia balanță, dragi balanțe, un weekend cu romantism pentru voi, da, este un weekend în care, cum să spun eu, vă simțiți norocoși, vă simțiți bine. Este un moment așa destul de drăguț pentru voi în care vă puteți vedea cu persoana iubită, puteți să stați cu copilul, vă simțiți norocoși, sunteți foarte bine susținuți și pe speculații financiare, dar aici atenție, da. Pe de altă parte, dragi balanțe, e un weekend în care. Cum să vă spun eu vouă? Apar tensiuni pe zona asta, adică sunteți și susținuți, dar sâmbătă la un moment dat apar tensiuni pe o relație de iubire, pe relația cu un copil, relația cu prieteni, trebuie să fii și acolo, trebuie să te vezi și cu persoana iubită sau ai cunoscut pe cineva și prietenii tăi se uită ciudat. Atenție puțin pe axa valorilor pentru că e un moment în care iar o să spui nu, că eu nu contez, las că mă las pe mine, mă duc la celălalt. Nu, 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 nu. De data asta trebuie să găsești acolo un echilibru. Adică pe cât te iubești pe tine, pe atâta îi iubești și pe ceilalți. Asta e important în acest weekend și uite că ești foarte bine susținut pe a exprima părerea, pe a exprima ce te deranjează, pe a discuta foarte clar și ești foarte bine susținut chiar uite, în a te vedea cu persoana iubită, pentru că aceste tensiuni până la urmă pot duce la o rezolvare, o rezolvare mult mai bună decât ți-ai fi imaginat, dar chestia este că și tu trebuie să apelezi la etică, morală, principii, adică trebuie să abordezi lucrurile cumva mai superior. Hai că poți, că totuși ești o zodia eleganței, a prestigiului, totuși. Mai mult decât atât, uh, uite, este un weekend pentru tine bun în care poți să rezolvi niște probleme în casă, nu știu, reușești să faci curat, reușești să mai aduci le niște și pace pe acolo și mai mult decât atât, uh, tot acest weekend te găsește cu oarecare stare de bine, adică lucrurile încep să se simtă mult mai ok pentru tine, îți mai rezolvi din problemele de sănătate sau, așa cum am spus, mai rezolvi niște probleme legate de casă. Pentru tine, lumea și cu 5 de cupe. Păi, dragi balanțe, lumea vorbește despre o bucurie, liniște, pace și 5 de cupe vorbește despre ceva ce s-a întâmplat în trecut și uite, este lăsat în spate, adică dai uitării, da? Dai uitării, spui gata, nu mă mai interesează, a lăsat în urmă, se găsește acolo o liniște o pace. Regina de cupe vorbește despre o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești, sau o persoană extrem de sensibilă, o persoană extrem de apropiată de inima ta, uh, nu știu, alături de care poți avea parte de un weekend frumos. Nouă de bâte vorbește despre oboseală, dar și despre acel moment în care ți este teamă să pleci dintr-un loc, ți este teamă, să stai acolo și păzești. E uite că lumea te eliberează, așa cum ți-am spus. E un weekend în care dacă vrei să-ți mai... Uh, da, poate chiar e vorba despre a rezolva niște probleme, fie legate de casă, fie familie, fie sunt probleme legate de sănătate. Da? Uite, în acest weekend poți să spui gata, uite, nu mai beau atât de multă cafea și uite, ești foarte ajutat. Zodia Scorpion. Uh, Dre Scorpion e un weekend în care casa și familia sunt importante, trecutul, banii, dar pentru voi e un weekend care bubuie. Adică e nevoie să vă împărțiți. Casă, familie, viață profesională, ce vă place vouă, uh, axa relațiilor este foarte mult tensionată. În mod special apar conflicte în relația cu membrii familiei și conflicte legate de știu eu, niște acte sau conflicte legate de șefii de acolo. E un weekend în care și tu ai vrea să te afirmi și ceilalți vor și ei atenție și pe aici apar conflicte. Deci conflicte pe relații, clar. N-am ce să-ți fac, scorpionii, taurii, vărsătorii și culeii, toți suntem impactați. Și, mă rog, și eu am marcaj aici, așa că nu mi-o luam nume de rău, că n-am nimic cu tine. Însă, hai că există și soluții. Pe uite, soluția pentru tine vine prin a vedea partea practică a lucrurilor și prin a avea curajul să iei odată atitudine în situația respectivă, prin a deschide o discuție, prin a aborda lucrurile într-un mod matur, într-un mod sincer, se cere foarte multă sinceritate și curajul de a și exprima, nu numai de a gândi și bineînțeles că un drum, uite, te-ar putea ajuta, poate o călătorie scurtă. Mai mult decât atât, este un weekend în care încep să simți că se mai clarifică lucrurile în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, începi să te simți ceva mai norocos și chiar vei pune problema oficializării unei relații, iar pentru alți scorpioni, bineînțeles că discutăm despre un weekend foarte bun pe conversații, conversații cu persoana iubită, drumuri scurte pe care le faci, fie împreună cu cineva, fie împreună cu un copil, fie pentru alți scorpioni este vorba despre niște plimbări scurte care chiar v-ar face foarte, foarte bine. Regele de bâte și cinci de cupe. Păi, regele de bâte vorbește despre o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar vorbește și despre o persoană care negociază, o persoană care își urmărește aici oarecum interesul și uite 5 de cupe spune că e ceva ce nu-ți place, fie legat de o afacere, fie legat de o situație și 10 de bâte vorbește despre un moment în care nu mai poți, ești cumva la saturație maximă. Atenție pe sănătate și tu în acest weekend și încearcă să nu te supra cere ajutorul celorlalți, mai lasă și pe ceilalți să mai facă câte ceva. 10 de monede, uite, vine cu bucurie, fericire, mulțumire și văd aici că reușești să rezolvi niște probleme foarte importante, așa cum am spus, legate de casa ta, legate de bani, legate de ceva ce costă mult. Zodia Săgetător. E uite, pentru tine este un weekend în care socializezi foarte mult, intri în contact cu mulți oameni, în special cu rudele sau cu persoane foarte apropiate ție. Uh, un weekend cu drumuri, un weekend cu multe conversații și uite că ziua de sâmbătă e tensionată și pe tine și pentru tine, pentru că apar discuții în contradictoriu. Uh, tensiuni puțin pe drumuri, atenție și pe sănătate foarte mult în acest weekend, nu exagera, uh, lasă trecutul în urmă. Vezi că în acest weekend tu afli niște secrete, dar lasă-le deoparte, da? Sau nu ești tu implicat în mod direct, afli niște chestii în jurul tău. Te întorci într-un loc în care ai copilărit, nu știu, faci o vizită, dar vezi că acolo apar conflicte, mai ales sâmbătă, deci mare, mare atenție. Există și soluții, bineînțeles, discutăm despre o relație foarte bună cu persoana iubită, cu un copil, de acolo vine susținerea, o discuție sinceră, o discuție clarificatoare și uite, se mai rezolvă niște probleme legate de casă și de familie, începând cu ziua de duminică. Și uh, tot acest weekend vine cu un moment în care începi tu așa să-ți găsești valoarea în casă sau reușești să faci rost de bani sau de aprobare pentru a renova ceva în casă sau pentru a schimba pe acolo niște chestii sau niște bani pentru a plăti vreo factură sau pentru a rezolva ceva. Ideea e că ai susținere, uite uh, regele de regele. Cavalerul de băte 10 de mi este un weekend așa puțin tensionat. E ca și cum tu ai chef să te distrezi, ai chef să te simți bine, să râzi, să glumești. Ei, și apar aici tot felul de chestii de făcut care nu prea îți plac ție extraordinar de mult. Turnul vine cu o eliberare, vine cu un eveniment neașteptat, cu o rupere. Atenție puțin pe grabă în acest weekend. Nu te grăbi cu absolut nimic pentru că nu este cazul. Ultima carte în o legătură cu Zodia Gemeni, este un weekend foarte intens pentru tine din punct de vedere emoțional și uite că în cadrul unei relații se reaprinde o flacără sau știu eu, este un weekend în care se spune și pentru tine un, un adevăr. Zodia Capricorn. Dragii mei Capricorni, pentru voi este un weekend în care banii sunt importanți, valoarea voastră e importantă și aici apar iar tensiuni. Nu vă simțiți suficient de valorificați în cadrul unui grup de oameni, în cadrul unei întâlniri cu prietenii, cu rudele, știu eu ce faceți voi. Postați ceva pe un site de socializare și nu e chiar atât de apreciată postarea respectivă. Apar tensiuni și în relația cu copilul, în relația cu persoana iubită, sunt tot felul de chestiuni ciudate care se petrec pentru voi, dar partea bună a lucrurilor este că uite, reușești să rezolvi ceva important legat de casă și de familie sau un membru din familia ta îți face o bucurie. Tot acest weekend vine cu niște rezolvări care țin de o mașină, care țin de rude, care țin de o eliberare în plan personal. Pentru alți capricorni, tot acest weekend vine cu niște evenimente extraordinar de importante și anume că ai o intuiție maximă și știi foarte bine să convingi oamenii din jurul tău. Și bineînțeles că o discuție cu o femeie te-ar putea ajuta extraordinar de mult în acest weekend. Să vedem în continuare și tarotul ce vrea să îți transmită și avem 5 de monede, 5 de bute, dragi capricorni, este un weekend așa în care dacă apar dispute, dacă apar conflicte, mai lăsați-le deoparte pentru că 5 de monede vorbește despre o stare de abandon, de singurătate, de conflict, de boală, da? Vă informați aici în legătură cu o problemă, vă informați voi cum anume să găsiți soluția. Aici și 10 de monede vine cu o soluție, vine cu bani, vine cu apreciere, vine cu bunătate, însă unica capricorni, așa cum am spus, veți avea anumite discuții în contradictoriu sau apar tensiuni în relația cu prietenii. 10 de monede poate să însemne și un grup de oameni mai mare, o casă, un teren, o sumă de bani. Ultima carte asul de spade care vine cu o soluție foarte bună pe care atenție tu o găsești pluto guvernator, guvernatorul tău pluto din zodia ta face un aspect foarte benefic cu venus, deci soluția este pentru tine și decizia care se ia este extraordinar de bună zodia vărsător pe dragi vărsători este un weekend în care și voi sunteți impactați voi taurilei și scorpionii, deci toată lumea. Acum, am și eu marcaș fix, deci nu, deci nu mi-o luați un nume de rău, că și, și eu voi fi impactat. Dar hai să vedem ce putem face. În primul rând, este un weekend în care ți se cere foarte mare concentrare pe casă, pe familie, pe viața profesională, cei care aveți probleme în relația de cuplu, acolo mai scârție lucrurile, pentru că axa relațiilor e activă, luna învărsător, Lilith în leu, Apar conflicte în relația cu membrii familiei, în relația cu toată lumea. Ideea este că ziua de sâmbătă vine și cu niște rezolvări pentru tine, și anume că, uite, Mercur din zodia ta uh, face un aspect benefic cu Jupiter. Ei, și uite de aici, un mod uh, curajos de a pune problema ta, te-ar putea ajuta foarte, foarte mult. Chiar o călătorie scurtă sau chiar, uh, nu știu, să ai curajul să spui ce te deranjează, să acționezi și să ai curajul să deschizi acea discuție despre viitor, despre viitorul tău, viitorul relației, viitorul unei situații, poate cine știe și internetul te ajută, dar uite mai mult decât atât, începând cu ziua de duminică, încep să te simți mai apreciat, mai bine, mult mai bine susținut de către ceilalți și mai mult decât atât, ziua de duminică vine pentru tine cu niște surprize extraordinar de plăcute, fie niște bani pe care îi primești, fie un cadou, fie te sună o persoană din trecutul tău, poate chiar un fost șef. Cavalerul de monede și steaua, steaua e cartea ta, este clar că lucrurile ei se mișcă încet și sigur și dai dovadă de foarte multă seriozitate în acest weekend, de o foarte bună organizare, niște bani pe care îi primești, dar cartea vorbește și despre o siguranță mai mare pe care tu o vei simți, 5 de cupe vorbește despre trecut și despre ceva ce trebuie lăsat acolo, pentru că este un weekend în care vezi că poți să-ți faci așa puțină curățenie în general în viață. Lasă lucrurile să curgă, da, ce a fost, a fost, important e ce o să fie de acum încolo. Zodia Pești. Dragii mei pești, eu pentru voi este un weekend cu surprize. Uh, chiar ziua de sâmbătă este foarte intensă pentru voi, atenție foarte mare pe zona sănătății și în relația cu rudele, în relația cu persoanele care, să spun așa, au o religie diferită sau au niște principii de viață diferite de ale voastre. Apar tensiuni, ce să faceți, atenție și pe drumuri, dar uh, partea bună a lucrurilor este că, uite, uh, pe neașteptate, ești foarte bine susținut pe a fi valorificat, pe a ți asculta părerea, pe a ți se da dreptate. Deci intuiția te ajută foarte mult în acest weekend și uite, mai interesant decât atât este faptul că un prieten te ajută da? sau este vorba despre un sfat pe care îl primești. O vizită pe care o faci undeva sau o întâlnire într-un grup de oameni te-ar putea ajuta foarte mult și chiar te-ar liniști, te-ar relaxa. Ce mai văd aici este faptul că soarele intră în zodia ta, deci începe sezonul tău la mulți ani, Uh, asta înseamnă că o să te simți mai bine. Da? Uite, duminică dimineața o să vezi că o să te simți absolut fantastic, absolut fantastic și uh, o să-ți recapeți așa din energie și din strălucire, mai ales strălucire. Vei avea o strălucire specială, este adevărat în acest weekend și atenție pe cine atragi, pentru că uh, vei rămâne chiar, chiar surprins. Da? 5 de spade, 6 de monede. Ei, e ceva aici ce nu-ți place legat de bani sau legat de niște cumpărături. Poate să fie un moment în care cineva nu-ți oferă suficientă atenție sau nu te simți tu suficient de bine. Regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Cartea vorbește și despre niște strategii pe care ți le faci, dar uite, asul de cupe vorbește despre o bucurie, o veste bună, o veste de pace care apare în inima ta în acest weekend, iar unii pești puteți să cunoașteți o persoană importantă, chiar o persoană cu uniformă sau sfaturile acestei persoane, pentru că este o persoană puternică, te-ar putea ajuta extraordinar de mult. Și aici te-aș ruga să nu te gândești Aparat la dragoste. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru weekend. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Și vă invit cu drag la previziunile pentru următoarea săptămână, la previziunile pentru luna februarie, că mai avem evenimente, dar și la previziunile pentru luna martie. Că luna martie repet, vine cu schimbări majore pentru toată lumea. Uh, o să fie cu roata destinului, energia generală, avem împărătea sa, adică deci suntem scoși total din zona de confort, dar e cu noroc pentru noi și cu abundență. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de un weekend cât mai frumos.